așa, așa și așa. Și gimnastică. Gimnastică faci că lucrezi toată viața. Lucrezi și omul de la sat e călit. Dar femeile, cred că dacă se învârtești împrejurul la oală, asta e gimnastică. Asta nu e gimnastică. Gimnastică trebuie făcut 30 de minute ca și sănătos și în forță. Să nu devenim pentru copiii noștri povară. Cu asta nu mai le putem ajuta. Că lor e mai greu decât 900 de ori, numai ei nu spun. Sub așa codificat normal, se ascund o grămadă de probleme, stresuri. I-am luat, i-am aruncat, așa îmi pare rău de generația asta de mor. Ce folos dacă fac diplome și muncesc o grămadă, muncesc asidu, avem copii deștepți. Faptul că îi se duc nimeni peste hotare și vin înapoi cu așa performanță, vorbește că avem o generație de aur de copii și îi prăpădim, îi prăpădim, îi dăm lumii. Și noi rămânem și rămânem. Felicitările mele cu ziua de naștere. Mulțumesc! Să mult, mult, mult sănătate, că tare scumpă. Să ai bucurii de la copii, de la nepot, de la toate rudele să te ce apropiați. Te ferească Dumnezeu de toate rele, toate boale, toate primești. Mulțumesc! M-am născut în 1954, ca azi, 17 ianuarie. A doua fetiță, la Slobozevră, încă o sorocă. A două fetițe și pe urmă mai venit încă băieți și fete. Eram toți cinci. Cinci frați și surori. Toți am făcut studii superioare, toți ca lumea, mama ne-a crescut ca lumea. M-a zis, ca lumea, să nu mă faceți de râs, să știți cu soveste și obraz să aveți, și rușine să aveți, și bună creștere să aveți. Mama avea studii făcute bune la români. Eu m-am dus la școală în clasa întâia știind pe Ezop pe de rost, știind Colbuc pe de rost, știind o grămadă de lucruri pe care ceilalți nu aveau idee. Viața mea a trecut printre ele la scumpie de acasă, întâi acasă, acasă. Și după școala pedagogică Urhei, la scumpie un an, și apă la Racoveț 12, și apă la Volovița 18, și apă acasă la Prășit. Și pe urmă iar la Slobozevră încă, un coleac, încă 10. Și apoi la odihnă. I-am zis, tu și te odihnești. Eu am dat documentele la tehnicul alimentar din Tiraspol. Și s-a făcut mama mea socoteală, a zis că, doamne, s-a stricat și nevătăți conservele și le-ai plătit tu. Eu am luat documente și am dovedit să vin până la Orhei. La Orhei le-am descărcat și le-am turnat la școală pedagogică. Dar pe urmă mi-a plăcut, am intrat așa, cred că era una pas, trebuie să o trec. Să lucrez în școală nu e cea mai mare fericire, da. E frumos, e ușor dacă cunoști și trebuie să cunoști o grămadă, că mi-am pare rău din măstorii care se duc și știi, e același elev care știe lecția pe zonăină. Asta e groaznic, da. Trebuie să gândească omul care alege, elevii mai ales elevii de azi, cu așa posibilități digitale, care văd tăcelea și pot tăcelea și pot filma, pot enervanta așa filma și pune în rețea. Și da, dacă n-ai cu și cuceri și n-ai cu și interesa, e vai de tine, mai ghinele apă de și du-te. Noi și primim învățătorii, cred că nici într-o țară așa de bogată nu sunt învățătorii. Când văd la fiecare zi învățătorul și ne stuchește în suflet de pe ecrani, mii de mămici de astea hâtre, măstorii, șeri lânțișoare de aur, nu șeri nimeni, înveți băieții voștri, cu plăcere și cu sârguință, că eu mă bucur, nu vrea niciun învățător rușiliță și lânțișor, nici unul. Nu știu, toate fetele pe care le cunosc nu au luat nimeni. Crușiliță și lânțișoare, nu știu cine le dă, așa trece ziua învățătorul și se uită, parcă și eu mă gândesc cu groază, de-am cu stupoare, îți las că un lepădatez și îți învățai voi, mămișile deștepte, dacă sunteți mai priceputi. Mulțumesc Domnului, am doi copii de aur, Galea, fica, și bravo, și de treabă, și onestă, și corectă, și mă mândresc cu dânsa, și băiet tot Artiom, la Moscova, îmi pare rău de dâns, că mi rămâne numai să mă rog, să nu ne-l împingă în război. Da, trăiesc frumos, are apartament, am muncit mult, are o fetiță deșteaptă, e bucurie mea. Tare sunt mulțumită, m-a realizat ca mamă, sunt foarte mulțumită. În casa mea nu au venit bani de aiurea niciodată, niciodată. Bani așa ușor, la mine în casă nu au venit. Și eu totdeauna am împărțit copiii, spune mea că atât avem. Educația financiară a mers la nivel de la degete până la cap.
Deci copiii știu, chiar că am o trebu scurtă lui Artyom, da, am o trebu medicamente, da, am o trebu asta de făcut. Și ea, în viața de familie tot așa, și-au făcut aceleași, s-au realizat, pentru că au muncit copiii, ca și copiii că au muncit, omul pune la loc cu grijă. Nu zvârli, nu arunc pe aiurea și nu se duce la cazino. Băiatul meu la cazino nu a fost nici. Eu, de exemplu, și la Volovița era frumos și bine, dar eu ca în satul ăsta și mă sunt de bine și sufletul meu aici acasă. E ca eu de acolo din Flori, mă uit în toată seara, cum răsare luna. Pentru mine asta e farmec, e ferie. Eu atâta bucurie primesc. Eu mă bucur de un copac înflorit. Eu am pus aici 21 de șireași de când am venit, ca în 24 de ani. Și flori, și pomșoare, și mă uit încolo cum mă simțește soarele înspre Racoveț. Pentru mine, așa, mă uit cum vin cocostări și am când zboară lebile, eu le pătăt și mă uit. Zboară gâștile sălbaci de la Nistru. Pentru mine, eu nu încetez să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru frumusețea care ne-a dăruit-o. Planeta noastră e extraordinară, dacă oamenii ar înțelege, Doamne, atâtea avem de admirat. Nu-mi trebuie Maldive. Eu am Maldivele la mine în sat. Și a 20 ești zăpășit, nu știu cum, alergat. Și probleme, și studii, și case de făcut, și copii de crescut, și nu te poți împărți încă, nu te înveți a ordona și a împărțit timpul, al distribui, dar la așa cam timp berechet, cât vrei, timp liber, cât vrei, faci și vrei, câte ori, uite, și zi, noroc, telefonul ăsta că îl deschizi, știu ce dată, și zi. E parcă o fericire continuă. Eu, de exemplu, mulțumesc Domnului de sănătate. Nu mă deranjează nică, n-am băut nicio tabletă. Fericită. Mulțumesc. Mulțumesc Domnului și anturajul. Eu mă gândesc așa că dacă nu faci rău special la nimeni și nu șezi încrâncenat, și nu șezi năcrit ca lămâie și ca laimul, viața e frumoasă. De ce să șezi bătos? Eu mă uit, lumea nu-mi place când am așa, dar tot ai mâine, picioare, ai ochi, ți-a bătă prost.